I ain't touching that. Huh? Oh! Hey! That is so lame, Eddie. Did you kiss your mother with that, Mo? Ah! Chicken! Whoa! Ha-ha! Hey! Hang on there, Hamlet. How'd he do that? Robot bounty hunter. Ed, what are you up to? What the? I am a monster! I am just a monster in a boy's body. Și acolo mai se întâmplă ceva, e asta. No, hai, salut și în gură să vă fut, eu T-Rex-ul sunt și astăzi Dead by Daylight jucăm, ne-am găsit o rimă cu chestia asta, bată-mă Dumnezeu. No, data trecută am jucat Dead by Daylight, v-a plăcut un antevo și a zis, T-Rex mai joacă chestia asta că e foarte amuzant și într-adevăr chiar m-am distrat, pe lângă faptul că m-a înjurat o grămadă de lume pe lobby că joc ca ultimul retardat, dacă jucă jocuri dați online toată viața și a avut parte de cele mai toxice comunități de lume, sincer să fiu unul care zice că ești un căcat mirositor și așa mai departe și zice că să te omor și că îți dă leak la IP adresa și toate chestia asta, nu mai așa de grav. No, asta este gaming online, lumea este foarte violentă verbal. Că fizic să-mi bag picioare, că sunt tot niște sticle. Care este diferența faptul de data trecută când am jucat eu ultima dată? Una dintre că nu mai știu să mai vorbesc. În al doilea rând, uite-te la asta, cina. Am ajuns din greșeală rancul ăsta. No, diferența e că xenomorful meu acum e acoperit în tot ketchup-ul de la McDonald's. Pe lângă asta, ultima dată când am jucat ca ultimul retardat și abar n-am ce făceau parcurile. Dar de data asta m-am antrenat și am mai multă experiență cum funcționează jocul și prin urmare tot ca un retardat joc și tot nu știu ce fac parcurs. Ca să vă arăt și vouă build-ul meu extraordinar, avem așa Eruption-ul care practic strică generatoare și face survival să joacă cu pumnul monitor. M-am împrietenit cu ciorile locale pentru că ciorile este mai bun decât pescărușii. Am jolt-ul ăsta care din nou strică generatoarele la oameni și face pe tăi să mă înjure după aia în lobby după ce se încheie meci. După aia am altul meu weapon că sună foarte fain. După aia am chestia asta ca să măresc healing-ul la oameni când e vorba de așa, le dau coadă și după aia ceva de genul fighting cam eu să pun extra bandaje. După aia am zis că bă mai bine să beneficieze mai mult de turetă decât beneficiază survivor. Și după aia pentru că eu sunt un zgârcin emeric am zis că memento mori, o să-mi dea mie kill-urile și victimele mele și entitatea o să beneficieze fix de o foarte mare muie. Cu toate acestea fiind spuse, habar n-am ce dracu i-am zis aici, habar n-am ce-i build-ul ăla, eu joc off-beta și de-aia pierd mai mereu. Vai bată-mă ar Dumnezeu. Mă, ce-a fost introducerea asta? Skin Blanao de Prestige, mă, ni la el. E xenomorful default, doar că a avut o mică problemă periodică s-ar putea numi așa. Hai că o găsi mesh, mă, mi-o găsi victimele, ia să vedem, pe cine o să o tormentez astăzi, cu cine o să am eu, dar am pierdut. Cred că match-ul ăsta o să fie un exemplu perfect în faptul, că match-ul ăsta o să pună în valoare build-ul, că pentru genul ăsta doamne e conceput. Ca să dau bully ăla ca să dea la lanterniștia ca să vină la mine și să facă deci că pe stadion dracu și fac semne, semnați să aterizeze avioanele. Mai așa o mori instantaneu. Ăla cu trusa de scule, nu știu ce dracu vrea să facă, că vrea să mă repare pe mine ca în gânduri de fac. Ăla cu medkit-ul că să crede în Team Fortress 2 aici. Ia mă ce șor să știi aici. Ho, unul din ei n-are. Deci avem prăjitură și avem niște flori de mătrăcucă. Haide capul eu. Bă, măcar dacă nu știu să joc, măcar să știu să dau din gură ăla ca să râdă. Bine, la cum vorbesc eu nu înțelegi nimeni nimic. Că și eu când editez chestia asta de cele mai multe ori mă întreb, mă, Ugi, ce am zis? Păi, să fii creator de conținut asta înseamnă să deconectezi creierul, pui mâna pe tastatură și pe pulă și după aia dai drumul la aventură. Trebuie să găsesc dracu alterii. Dar nu mă da la dracu unde el habar n-am să joc, așa place la jocul ăsta să facă, să arcă ultimul. The game! Ai de capul meu, Rise and Shine, boa! Atâta zic, mă, pe The Game, cu asta fac 4 kill-uri aici, să mă bată Dumnezeu. Nu, pe bune, The Game îmi place al dracu de mult ca Xenomorph, am așa un map control, nu mai merge au pentru ceva motive la tastatură, foarte tare. Hopa, ia, ce ziceam, uite, tovarșul meu cioară acolo cum mi-a dat informația, bă, mă, bată-te Dumnezeu, trage înapoi, hopa. Asta numești tu reparație aici, bată-te Dumnezeu, uite așa se repară, unde te-ai dus, mă, pulă? Ia, ala-i, niciodată să nu faci așa cea la un Xenomorph. În joc sau în viața reală, să se aplică în ambele cazuri. Get-o. Alai, this is my domain. Mortal shall be cleansed from this realm. Unde e dracu, te agăți-o pe tine? Cea mai bună întrebare. Opa, uite un curlig aici, wow ce convenient.
Ia stai așa și acum hai să facem niște oameni să țipă. Ia veniți mă încă. Auză-i. Screaming fear and agony fool. Cineva pe acolo, nu e pe partea alta la un generator. Eu nu știu cum să ajung acolo, așa că o să continui pe aici. Mai ce pula mea? După bune, nu mai mergeau la tastatura, bă, dar ce să bă, da, fi, pe... Că găsi și tastatura mea să mai meargă în cel mai oportun moment. Opa! Al dracu știe, i-am făcut bugi, bă, dumneavoastră. Du-i, daci, nu-ți merge! Ala-i, palmă pe scochi. Păi, și cu tastatura defectă și tot, vă bar, mă veniți în coace. Unde s-o băgam ăsta? E un generator acolo care e aproape gata. Nu-l termina, te rog, stai așa. Hai să discutăm. Vino încoace, mă, pulă. Ala-i, futu-te în gură. Ala-i. Nicio șansă. Ai încercat să termin generatorul ăla, dar te-am terminat eu pe tine. Ia stai așa. Ai avut noroc că cu echipul tău nu a fost de foarte mare ajutor. E acum stăm cu chestia asta, așa, pentru că nu-mi place. Hopa. Tenat un generator undeva, acolo sus. Și acolo mai se întâmplă ceva, ia asta. Salutare, bine ai venit. Salutare și ții înapoi la dracu, ia, dar știi ceva, lasă acolo. Lasă-o să se ducă. Te să vedem unde dracu te agăs pe tine, fă, vino încoace. Ala-i, lanterniștii vă că nu fac treabă. Mă așteptam să vină toată lumea să-mi dea flash aici, să-mi facă paparații poze, dar fă dracu. Ala-i, hopa, s-a salvat cineva, nu-i bine. Parcă pe cineva mai agățat pe aici, dar nu contează. Ia să vedem, unde sunt prietenii noștri din alta societate? Where are you hiding, morons? Oh, wow, that's a very convenient place for me to take you down. Opa, what the f- Nu merge așa! Și tu îți iei un foarte... No, you fucking suck, bro. You don't do that around. And you! Am auzit pe cineva. Ia auzi. Okay. I get it. I see how it is. And you're gonna get fucking married for this. Vino încoace, mă, fută-te, Dumnezeu, de ce ai încercat asta? Nu numai că i-am dat mori așa, dar... N-am mai putut să mai pun pe altă, fută-mă, Dumnezeu, mă, că i-am dat la asta mori. N-am timp. Trebuie să-mi repar tastatura în același timp, stați o secundă. Ala-i, jos cu tine, mă. Craniul tău este acum pe podea. Bună, cioară. Bă, voi sunteți extrem de inteligenți să-mi bag picioarele, mă. Jucați mai bine că jucam eu în prima mea zi. Oh, hai să luăm. Apa, a tunat un generator acolo. That was very convenient. Paparazzi. I hear it, I smell it, I hate it. Acolo sus fugi. Fugi, dar eu vin și te dau cu capul de ciment. Unde te-ai dus, mă? Alai, invizibilitate activată. Aha! No flash, da? Ok. Putea să-mi dea flash acolo proasta dracului, dar nu mai am... Nu înțeleg de ce nu a făcut chestia, dar ok. Aha, ălalt o muri și el, perfect. Asta nu te prea ajută. Decât îmi dă mie puncte. Your intelligence is the equivalent of a fucking potato, get over here. Running from death, I see. There's no running away, there's only delaying death. Ok, you get a little break over here, right? I'm gonna see where your friends are there. Oh boy, that's a terrible idea. Okay, I'm stupid. Boy, oh boy, what the fuck? Travis Scott, check out Stone Killer Instinct. This is where your species has failed you. Screaming and crying won't save you from... What the fuck? You tricked me for the last time? Alright. Wow. I love the game. That's it, I just love the game. This game and the map the game. Get it? The game. Ok. Și acum trebuie să mă asigur că tu nu scapi de aici cumva, da? Ok, nu scapi, e bine. Unde am lăsat-o pe asta, mă? Își mai aduce cineva aminte. Uite că m-am... Nu-i bine. Uite-o. Nu te mai zbate atâta și stai acolo decorațiuni de doi bani ce ești. Și acum nu încerca să scapi. Dacă încerci să scapi, îți iei bucată. Nu încerca să scapi, măi. No, stay still. What the fuck? O fază bună, dar nu suficient de bună. Ce s-a întâmplat acolo? Ăla a murit? Na bun. Try this one more time and you're gonna see what's gonna happen. Ok, I see how it is. You are just forcing your upper hand with me. That's not gonna happen anymore. Ok. Mi-a pus asta mai multe probleme decât mi-aș fi dorit eu vreodată de la o femeie, dar nu contează. Nu te mai zbate atâta, șanse ta de supraviețuire zero. Dacă ai făcut totul să te mai interesant și pe mine să arăt mai dur, fraiero. Oh dear entity, I sacrificed this soul of a fucking human that's been annoying for the
For the fan of the whole game. Ala, ia să vedem cu ce m-am ales după meciul ăsta. Multe puncte să spirăm. Undeva la 27 de Mihai că merge, ok. Rank, puncte de rank. Ala, m-a apropiat de Edicent 1, mă, să mă bată Dumnezeu. Și am făcut și nivel de pe urmă la chestia asta. Cum dracului să nu? Odată ce ating nivelul 69 o să mă opresc. Ce avem noi aici? Ia să vedem. Ai de capul meu. Deci avem pe tooling eu. Avem pe proasta asta care a la Fashion Day. Asta nu știu ce dracu în regă, că a venit cu țoarele de dimineață. Asta se îmbaga cu cealaltă, așa că cea mai, asta așa că e turist de la care s-a rătăcit până Amazon, dracu. Îl mănâncă babuinii. Ia să vedem ce sacrificii avem noi aici. Mamă, tor cu unghii, o cheiță ruptă, o palmă cu o palmă de sănată în ea și moriu meu. Gas Haven, da, când toată lumea mănâncă fasole, dracu, din familie și toți stau în aceeași cameră, Gas Haven. O hartă promițătoare, zic eu, dar nu mă interesează pe mine, eu oricum sunt mereu sub hartă, așa că ce importanță are. Ia, unde e dracu-s lantierniștii? Ia uze-l, aici-l. Bă, Dumnezeu. Mă, pulă, ce faci? Uai, că cantalul ăsta un geant că te-a umplut pantalonii, vină mă înapoi. Prostul satului care ești. Să crezi tu că, să... Bă, ăsta-i să-mi toace camera, vede că mi se toace mie mouse-ul. Opa, cineva acolo. Repede asta de jos. Ia mizeria de jos și pun un cârlig. A, uite un cârlig aici, wow, ce convenient, să-mi bat picioarele. Ia uite, ăsta face generator. Băi, tu lingă, vină încoace. Bată-te zăi să te bată. Aha, hai că am jucat-o bine pe aia. Stai așa că nu-ți mere. Crede-mă la mine, nu o să-ți meargă. Ala-i. Una în spate la tine, atâta așa cum mai vină încoace. Să fac acupunctură, mă, cu cuțite. Și tu crezi că pre-drop-ul ăla o să te ajute. Știi că de obicei pre-drop-ul ăsta faci. Opa! Hai de pula mea, ce-o fost aia, mă? Hackerul, inginerul, ia vină tu încoace. Așa, uai, 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 flash! Uai, câte lantene, paparații! Nu, nu dau autografe! Uai de cam, it sucks to be a star of a movie monster action sci-fi thing, you know? Mă, parcă pe tine te-am pus dată pe jos, ce cauți aici? Opa. Am amețit când am dat așa, să-mi bat picioare. Băi! Panorame autiste, veniți încoace, sunt tot squad-ul aici, uite-l pe ăsta. Stai așa că nu-i bine. Asta de ce funcționează? Te-am văzut. Unde e pula mea s-a dus? Hopa. Odată intru în pielea personajului prea tare să mă fută Dumnezeu. Unde e dracu v-a dus, mă? Unde e asta? A luat-o de fix așa a luat-o. Uite-te cum s-a dus, îi văd urmele de sânge. Ea crede că se poate ascunde, dar nu se poate ascunde. Poți fugi, dar nu poți fugi. Fătu-ți gâtul, tu. Vino încoace, pe tine amură. Haide capul. Vino dracule aici. Uai, mare greșeală. Uai ăsta, da, perfect. Perfectă paleta, dar știi ceva? Eu pot să vin pe lângă și tot să te urmăresc. Iar din nou aceeași problemă. Ala-i. Dar eu nu înțeleg de ce faci tu chestia asta, cu ce te salvează, încerc să tragi de timp, dar știi că o să mă întorc și o să distrug paleții, eh? Și după aceea o să-ți distrug și ție virginitate. Aaa, fută-te în gură de copac. Ui, ce proastă ești, la fix o-ai pus-o pe aia. Fută-te, arzei, și acum te iau și pe tine. Ia, au, ce-o fost aia? What the fuck? Ala, vină încoace. Să nu înceapă flash-ul. Aaaa! Ochii mei, puteți bate. Nu, încetează. Nu, rezistă, zis futile. Ala, stai aici. Bun, așa n-a fost niciun generator, decât s-o să vină să salveze pe ăsta altul. Constant. Fără niciun... ok, nu mai contează. Ia, acolo, uite la ce ajută părcul ăsta, mă. Ăsta nu știe pe unde, vin lămau-o. Ala. Da, pe dracu. Dar vină încoace că ești rănită, nu mai încerca să fugi, băi. Nu se alergă pe coridor, că dacă îți dau una te omor, vină încoace. Ah, gamea și pula, de ce fac eu chestii de-astea mereu, ia. O să-mi dea flash, nu mi-a dat flash, e prost. Ale. Dar unde eu fugi? Ah, acolo ai fugit, vină înapoi, acum nu mai încerca să scap din mine, o să fiu pe urmele tale, o să-mi urmăresc visele până la capăt. Chiar dacă vise este o femeie urâtă care nu știa să facă absolut mind game, ale, până mi se face coada mind game, că după aia fac asta. Ale. Auzi, știi ceva? This fella has been in my way for far too long and I'm fucking annoyed. Leave me alone. Ale? Ia să vedem unde s-au scut restul de fraieri. Sunt nicio formă în zona asta aparent. Ceea ce e destul de intrigant. S-a făcut un generator aici. Opa, toată lumea gangsta aici în partea asta încercând să facă generatorul. Fută-te încoace, mă, turist de dăi bani. Tu crezi că medkitul ăla o să te salveze? Știi ce te salvează pe tine? Durerea și moartea și suferința și agonia. M-ai dus înapoi la asta ca să-mi poată ăla să vină să o salveze foarte bine. Dar tu, Lingio, nu o să-ți meargă. Stai ce? Ia mor, mă, du-te la dracu, dar cine știa că m-am săturat de tine.
Cât dracu să și-ți neagă strategia atât de doilei. Așa, ia să vedem. Unde avem noi un cârlec? Uite acolo un cârlec, să-mi spui ce părere ai. La cazare la noi aici, la hotelul benzină de gaz. Ce s-a auzit acolo? Ce-a fost aia? De ce? Bă, dar tu-ți permis cam multe. Nu ți se pare că-ți permis cam multe? Dar hai să fim serioși acum. Au, du-te-mi pula mea. Eu am lovit-o și tot am zis, am dat în implanturile alea de metal. I have some friends of yours to deal with now, okay? Next time you get saved, I'm gonna moor your ass. Oh, hello! No, n-a încercat chestia, trist. Acum încearcă. Nici acum n-a încercat. Putu-te în gură! Next time drop the fucking pallet! I love this fucking killer dude. What the fuck? What the actual fuck? Whee! Get some hemorrhagia. Oh no. This is cringe. I do not agree. Ai murit? Ok, au luat OZN-urile. Van Guten Tag, unde te-ai băga, mă? Hai, Daci. Hai repede. Hai repede, până nu vine să-mi dea pallet save-ul ăla. Dar unde-i prăjitul ăla, mă? Ce drag s-a întâmplat cu el? Chiar era unul pe aici. Ia stai tu o secundă acolo la tornată. Ai și... Aolo, LGBTQ, oh, de pula mea. What the hell? What did I just tell you? Sit down. Flasher. Fuck. Oh, my fucking eyes. Okay, see, this is what happens when you try to be a hero. Don't try to be a hero. In this universe, everyone can hear you scream. Especially me, is the most satisfying thing ever. Behold. Ai, de cam răsat așa de ochelarii sparți. Săracu, am dat așa de tare cu el, pe jocă să-mi spart ochelarii. Bro. Okay, sit down for a second. Where the hell is that girly girl? Ow, fuck off. De ce fugi în direcția asta? Pe tine nu te duce creierul. Okay, singurul pallet drop pe care îl dai și tu și ăsta e. Okay, you are stuck in here. Make your choice. Whatever you do, you're gonna fucking die. Congratulations. Ara, vino încoace. Vată te-ar Dumnezeu. Știi ce se întâmplă cu limba asta? Nu este o limbă, este o a doua gură, dar o să-ți treacă ție prin capul ăla gol, ala-i. Tocmai am umplut capul cu ceva. Și am fost dezgustător. Ok, unde n-ai bai ultima? Well. Ala-i, trei mori urmă. Ar fi fost patru dacă o salva cineva pe aia, dar n-a fost să fie. Hai de cam, a fost foarte bun meciul ăsta, m-am distrat extrem de tare când m-a pulat. Ala-i, jos cu tine, mă. Ala, du-mă departe. Iridescent 1, mă, ia uite-l. Ai de capul meu, mă. Uai, ăsta ultimul rank, ești nebun? Shining Chrome, ia uite acolo, iridescentul ăla 1, mă. Uai, de cam eu, reflecting my skills and my aptitude that I do not possess. Acum să zic că atâtea a fost în pur noroc, dracului. Papa, uite-o mori, dăm capul. Rapidi, alegeți-vă skin-ul preferat. Regina Xenomorph, care nu-i foarte skin accurate. Eroarea asta a societății. Sau Grid Xeno. Nu știu, mie îmi place Grid Xenomorph-ul foarte tare. Nu zic că nici ăștia doi nu sunt foarte șmecheri, dar asta are animații unice, mă. Are animații de meniuni și toate chestiile astea faine. Cu toate că aia n-ar trebui să se întâmple acolo la spate. Și maxilarul e complet distrus aici. Nu știu ce s-a întâmplat aici, dar asta nu trebuia să arate așa. Apoi Clone Xeno asta trebuia să fie unul din experimentele alea când au clonat ăștia în Resurrection pe Ripley, una din versiunea aia de clone. Știi că avem pe Ripley 8. Ca și skin și avem și chestia asta. Asta nu știu ce dracu versiune, dar ferească mă dumnezeu. E Grid Xeno, cred că e cel mai tare din toată franciza ca și Xenomorph așa. Adică chestia asta omor doi predatori, o tără mai mulți oameni la regina, o vânat pe toată lumea și a făcut numai dezastru. Ala, uite-l, ce-are la mână, lanterna, fai, fută-te Dumnezeu. Ai, de cam eu ce tunneling o să-i dau eu lui ăsta. Uite cum o schimba Morel, o schimba Claudette, o schimba pe lanternă, rapide. Vezi tu, asta e problema, build-ul ăsta e cam anti-lanternă, așa dacă stai să te gândești. Dacă pui moriurile alea, oricum morurile sunt anti-lanternă mare parte. Dar nu e așa de greu să joci împotriva la lanternă, sincer să fiu. Dacă omori oameni, dacă îi dai pe jos, în momentul când ești lângă un perete și te uzi prepărat el ăla când iei de jos, n-are cum să-ți dea flash, știi? Aia e toată chestia. Deci, tactica la lanternă nu prea mai e efectivă. Cel puțin oran cu ăsta în care să ziceam, opa, floricele pe câmpii, ochelar crăpați de meciul trecut, alte floricele pe câmpii, o prăjitură și un mort, ala. Ia zi în ce hartă asta, Treatment Theater, ai de capul meu, Outless, mă, nu-i bine. Uai, puta-l Dumnezeu, harta asta, de 3 ori am jucat pe harta asta, niciodată n-am avut nicio șansă, eu deja m-am rătăcit. Hai să ne salutăm, vino încoace, bine ați venit la ghidul meu de supraviețuire, cum să mori în pula mea? Ce dracu făcea ala la ușa acolo, mă? Du-te, mă, daci și tu, ala.
Aaa, nu mai da șoful! Au, a durut, putu-te-i în gură. Ala, ia stai așa. Ia stai, unde sunt proștii? Acolo este toată lumea și în partea asta mai sunt câțiva. Uai, sunt foarte confuz, ia-t-o. Ia-t-o. Vasile Tremurici, vină încoace aici. Ala, nu mai scapă. A făcut-o de oaie. Ala. Ia un pic cap aici în colț frumos și nimeni nu poate să-mi dea flash, vezi? Ala, nici nicio treabă, nu că ar fi fost și apă în zonă să-mi dea flash, dar nu contează. Uite acolo un cârlic, fix la poarta aici, aveți tu poarta aia, pe aia să presupune că tu o să scapi. Dar din nefericire pentru tine e singura poartă pe care o să scapi, tu o să fie aia iadul. Bă, da, găinar sunt eu să-mi bag pula. Opa. Nu încerca să fugi de mine, e singurul loc unde o să poți tu să fugi, o să fie la dracu în pântece, vină un coace. What the hell? Ok, what the fuck kind of strategy is this? Is this the... Ok, how the hell are we in the red rank is my question. Stai o secundă acolo. It's time to find your other friendos and show them how the hooks are... Ok. Asta nu-mi place. Uite așa să face generator, mă bată pe Dumnezeu. Hai de cam, iară tu mă. Dar nu vreau să dau în tine. Stai o secundă, lasă, te las în pace pe tine. Acum, pentru moment. Până mi se schimbă atitudinea și văd că se repar un generator și mi se activează Bloodlust-ul. Până îmi place mă mui. This is a very inconvenient talent. And I hate you all for this. Fuck you. And there we go. I helped you. You are welcome. Opa, s-a reparat un generator. Este timpul să omorâm pe toată lumea. Dă-mi nefericire pentru voi, uite-l pe acolo. Ia stai tu pe loc. Nu încerca să fugi. What the fuck? Ok, asta încearcă să facă gaming aici, dar nu o să meargă. Ok, știi ceva? Paletul ăsta se duce jos și tu la fel după el te duci. Vino încoace și nu încerca să fugeam un cârlig aici pentru tine. De unde naiba te-ai întors? Dă-mi iad, vino încoace. Nu fugi. Nu încerca să fugi, atâta zic. Cineva vine pentru salvarea ta, dar o să afle foarte curând că salvarea ta este imposibilă. Am un cârlig în partea asta, la stai așa. O să duc fix aici pentru că am văzut niște oameni. Hopa, am văzut o turetă acolo, aia n-ar ce să caute acolo. Wow, shut the hell up. Hei, uite încă un generator. Uai, de camera așa repară generatoare acum, mă, nu-i bine. Du-te mă, drag. Hai să vedem. What the fuck? Băi! Bă, pule! Tu nu ești în toate mințile, tu nu ești sănătos, dacă mă sperii! Fută-te, Dumnezeu, eu sunt... dau jumpscare-uri. Ok, da, să văd. Unde naiba te-ai dus, mă? Unde naiba fugi ăsta? Aici, nu e aici. Vovă, tremură neuronii în camă, ce e dracu-i nerăglă cu voi? Du-te dracule, dar cine și așa, acum ții mori. Stai, nu e încă de mori asta, pirat. Ia, o vine cineva în coace. Hopa, salut! Pe tine te căutam! Scuze că am luat-o pe asta în braț înainte, dar tot facem. Pare nescult, dar nu știi ceva, nu, asta nu o să-ți funcționeze. Eee, Claudet care a schimbat în lanternet. The fuck was that supposed to be? Am ratat, ups. S-a întâmplat un save acolo, asta e așa. Du-te mă, dracule! No, not happening. Why don't you wanna understand me for once? I do not wanna harm you, but I just wanna hang you. I just wanna hang around with you. In a very brutal, deadly, menacingly cursed way. Hey! Interesant, un generator care nu funcționează cum trebuie. Stai că rezolvă, ok. No, bun, și ăla a fost salvat acolo. Mă, ce? Puțin confuzat de această hartă, dar nu este problemă. O să deduc imediat căile mele de acces pe aici și o să vă fac pe tot să vă regretați amarnic zile când ați apăsat play. Hai de cap, eu nu mai înțeleg nimic, ca să-mi bag pula. Este foarte rușinos să mă retrag, dar nu e decât o retragere tactică, nu vă faceți griji. Alei. Acum o să încerc să vânez fraierii. Ia. Aici. Alei, auzi-i. Auzi-i. Palmă păstăuie la toată lumea. Opa, s-a mai făcut un generator, nu-i bine. Retardatule! Băga mi-aș pula în el. Stai că nu e ok. Du-te mă, a pus astea la fix pacii. Și pe asta. Ce pula? Caie, this is high rank gameplay. What the fuck is this supposed to mean? Bro. Bă, s-ar presupune să nu te ascunzi în colțuri, că te găsesc. Alien Isolation avea chestia astea realizate mult mai bine. Alai, acum o să mori ultimul hal, vino în casă mă băietule, alai.
Oh, nu, haide că am eu splina ta. Bă, dar băiat, că numai umărul stâng în ți-a făcut toți? Indiferent ce se întâmplă și când cârlești și cu gheară și toate alea, se întâmplă umărul stâng. Mă întrebare, care este problema cu stânga? Haide, capul meu. Cred că mâna dreaptă este mult mai importantă, așa e? Nu știu, nu pot să știu, eu nu înțeleg. Totul te în gură să te fut. Ok, s-a stricat chestia, uite ce ai făcut. Oh, vai de mine, domnișoară, dar uite că am ieșit un berete, am ieșit, ești nebun ca fantoma de mâine. Așa, e rândul tău să îți penetrăm fața într-un mod foarte non-vulgar și nu vă gândi la prostii. Hai de capul meu. No, nici asta n-a avut nimic în cap. Bă, dar să-mi bat picioarele, greu să fii doctor de creier, mă, nu găsești pe nimeni cu minte. Păi, titi, și tu. Explică comportamentul acela. Eu încerc să fiu om de treabă să-mi parc religiile mele fabuloase cu tot. M-am ră... Și pula mea, locația asta. Așa, ala-i. Astea m-au văzut că ies din tunel și ăsta să se uite la mine. Adică și eu sunt tui mică toată când văd cât de mișto e animația la chestia asta. Dar am unii și chiar așa. No, n-a fost bine. The fuck? Hey, you, there's no escape. Ok, viteza ma tale e impresionantă. Ce morții, măi. Ok, am fost impresionat. Fudu-te. Nu știu unde e naiba, încearcă asta să ajungă cu mine. Trage de timp pentru ultimul reactor, dar nu mai merge. Ok, that was enough. We played together enough. It's time for you to rest. On a nice, cozy hook. Ala, vină-mi cașe. Unde e naiba, ar trebui să te agăți-o pe tine. Bănesc că în partea asta, văd aici un cârlic pe măsura ta. Am un, nu știu asiaticele astea ce măsură avea la cârlice, dar bănesc că sunteți ca și restul, nu-i așa? Ia, spune la chestia suficientă mare. Dacă nu e bun, nu mă interesează. Acolo erai. Oh, dar vai de mie, ce coincidență să dau pe tine fix aici lângă celelalte cadavre. Ai o murit asta, o să caute hatch-ul acum. Asta caută hatch-ul. Dar pe unde îl caută, nici eu nu știu. Dar putea, da, nu-i bine. Uite-o. Ala-i, Claudet Morel. Vino un Morel următ din coace. Nu, m-a găsit ala, put-o în gura, mă. Ah, ce noroc a avut. Dar nu, și cu astea fiind spuse, mi-o trosnit tumărul. Dar nu, și cu astea fiind spuse, aici o să închei și un videoclip ăsta. Ca de obicei, ați fost un public îngrozitor. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați să lăsați dracului acolo un like dacă credeți că sunt tâmpit. Mă ajută extrem de tare și pe voi nu vă costă absolut nimic. Deci nu fiți bulangii. Mulțumirile mandatorii are membrii canalului aici care se asigură cam ceapă și pâine în fiecare dimineață. Dăveniți dracului și voi membri, nu fiți chitră că vă puta soarele. Și eu aici vă mulțumesc pentru toată atenția. Cu altă tot suportul, vedeți, și eu mă duc să-mi bag capul într-un blender. Haide, pa!